În contextul escaladării conflictului ce se desfășoară la doar câteva sute de kilometri de granița României, BUNTV va difuza duminică de la ora 15:30 documentarul Ucraina și Rusia, război în Europa. Filmul e prezentat publicului în premieră în țara noastră de postul nostru de televiziune. Documentarul descrie atât situația actuală a conflictului dintre Ucraina și Rusia, cât și contextul geopolitic general, rolul Statelor Unite și al administrației Biden, abordarea fermă a președintelui Vladimir Putin, reacția din partea Germaniei și a Franței, rolul Uniunii Europene și al NATO, interesele economice din spatele Nord Stream 2, dar și istoria conflictului dintre Ucraina și Rusia. Но надеюсь, что никому не придёт в голову перейти в отношении России так называемую красную черту. А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае. De asemenea, producătorii au realizat un interviu exclusiv cu președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, pentru acest film. Zelensky avertizează că un război ruso-ucrainean va afecta în mod direct toate statele europene, existând inclusiv posibilitatea declanșării unui al treilea război mondial. I think it will. It could possibly be World War III. And then Europe, our neighbors, the countries of the European Union, they will all suffer as a result. Documentarul Ucraina și Rusia, război în Europa, a fost lansat în octombrie 2021, iar postul B1 TV este printre primele din lume care îl va difuza, duminică la ora 15:30.